Numai Iulia. Ai numai like Iulia IT. E de vină. Da. Bună dimineața, bine ce ai, ai venit. Din cauza mea și datorită mie, acest joc de cuvinte cu foarte multe litere de I. Vreau să vă vorbesc prima oară despre acest raport. Este World Happiness Report 2022. Este accesibil deja pentru toată lumea, este gratuit. Îl puteți descărca și voi, acesta este și motivul pentru care vă vorbesc. Și evident că am fost curioasă să aflu pe ce loc este România în acest raport. Din nefericire nu suntem pe un loc fruntaș, suntem abia pe locul 28. Dar iată, cred că este interesant să vedem și care sunt țările aflate pe primul loc. Finlanda și Danemarca și Islanda. Interesant este că putem citi în acest raport care sunt factorii care au clasat aceste țări pe primele locuri. Evident că a contat foarte mult măsurile de sustenabilitate pe care le-au aplicat la nivelul țării. Mai mult decât atât, au ținut cont și de felul în care locuitorii, cetățenii lor s-au adaptat pe timp de pandemie la tot ce a însemnat această criză și cum au reușit cumva să-și vadă de prioritățile lor, de viața lor de zi cu zi în acest context. Și avem și ceva știri care vin dinspre Ucraina, dar mai întâi vreau să vă vorbesc și despre acest studiu. Foarte interesant este faptul că s-a dovedit că sunt anumite sunete care ne pot motiva să facem mai multe sau mai puține cumpărături. Și așa că mare atenție când intrați în magazine și aveți tendința să cheltuiți mai mulți bani decât era cazul, s-ar putea să fie și din cauza sunetelor pe care le auzim acolo. Și vă spuneam că avem și ceva știri care vin din partea Rusiei sau a Ucrainei cumva. Probabil ați aflat deja că în Rusia au fost blocate aplicațiile Meta. Când spun asta mă refer la Facebook și la Instagram. WhatsApp încă funcționează acolo, din câte știm noi. Și iată ce urmează să se întâmple acum. În curând vom avea Rosgram, este un Instagram rusesc care va fi disponibil acolo. Și mai avem o știre interesantă, probabil că vă amintiți de Clubhouse, am tot vorbit anul trecut despre această aplicație. Este o aplicație prin care oamenii pot avea sesiuni audio, să spunem întâlniri, la fel cum se întâmplă și într-un podcast sau într-un post de radio, doar că au loc într-adevăr în timp real, așa se întâmplă pe Clubhouse și practic protestele din Rusia se pare că s-au mutat acolo. Cei care dețin aplicația au anunțat că există foarte multă activitate în Rusia în momentul de față. Și uite că cei de la Facebook au venit și ei cumva cu un schimb de replică, au început să blocheze orice informații false care vin dinspre Rusia pe aplicația lor, pe Facebook în primul rând. Chiar săptămâna trecută a circulat acest video cu Zelenski. Era un video fals în care el susținea că renunță la conducerea Ucrainei și chiar predă Rusiei statul ucrainean. Și vreau să laud această inițiativă a lui David Beckham. Nu știu dacă ați citit deja informația, dacă nu, chiar vă îndemn să intrați pe contul lui de Instagram. Gândiți-vă că el este urmărit de peste 70 de milioane de oameni și timp de vreo 24 de ore a cedat contul său unui medic din Ucraina, care timp de 24 de ore a postat imagini în timp real din Ucraina și a povestit prin ce trec pacienții de acolo, copiii de acolo, medicii, în general staful medical, și s-a văzut asta pe contul lui de Instagram. Au fost strânse evident și donații în toată această perioadă. Banii au mers către UNICEF, o inițiativă admirabilă, aș spune eu. Și vă mai spun încă o dată, el este urmărit de peste 70 de milioane de oameni din întreaga lume. Deci impactul a fost global și am înțeles că în curând vom mai vedea astfel de inițiative pe Instagram. Urmează o campanie în acest sens, mai ales că Instagramul va fi foarte ocupat în perioada următoare cu NFT-uri. Vom ajunge să cumpărăm sau chiar să vindem NFT-uri pe aplicație. Mai multe detalii despre acest subiect vă spun la ora 10. Ne vedem atunci!